Iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Biblia, versiunea Bartolomeu, la capitolul 9 din această ediție a Sfintei Scripturi, deortosită, comentată și anotată de vrednicul mitropolit, Sfântul Bartolomeu Anania. Așadar, Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Vindecarea orbului din naștere. Și în timp ce trecea Iisus, a văzut un orb din naștere. Și ucenicii săi l-au întrebat, zicând: Învățătorule, cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci pentru ca întru el să se arate lucrurile lui Dumnezeu. Lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, eu trebuie să le fac până este ziua, că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Acestea zicând, a scuipat jos și a făcut din tină un scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Și i-a zis: Mergi de te spală la scăldătoarea Siloamului, care se tâlcuiește trimis. De s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era orb, ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este, iar alții ziceau: Nu, ci seamănă cu el. Dar el zicea: Eu sunt. Deci îi ziceau: Cum ți s-au deschis ochii? Acela a răspuns: Omul care se numește Iisus a făcut tină și mi-a uns ochii și mi-a zis: Mergi de la scăldătoarea Siloamului, de te spală. Deci, ducându-mă și spălându-mă, mi-am dobândit vederea. Și i-au zis: Unde este acela? El a zis: Nu știu. Că unde este Iisus Hristos, cel care s-a deschis ochii? Atunci l-au dus la farisei pe cel care oarecând fusese orb. Și era sâmbătă, în ziua în care Iisus a făcut tină și i-a deschis ochii. Deci din nou îl întrebau acum fariseii: Cum și-a dobândit vederea? Iar el le-a zis: Tina a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Deci ziceau unii dintre farisei: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alții ziceau: Cum de poate un om păcătos să facă astfel de minuni? Și dezbinare era între ei. Atunci i-au zis din nou orbului: Tu ce zici despre el? Că ți-a deschis ochii. Iar el a zis: E profet. Și iudeii n-au crezut despre el că era orb și și-a dobândit vederea, până ce nu s-au dus și n-au chemat pe părinții celui ce își dobândise vederea. Și i-au întrebat zicând: Acesta este fiul vostru despre care ziceți că s-a născut orb. Ei bine, cum de vede acum? Răspunzând atunci, părinții lui au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum de vede el acum, noi nu știm, sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, e în vârstă, el despre sine va vorbi. Pe acestea le-au spus părinții lui, pentru că se temeau de iudei, fiindcă iudeii se înțeleseseră că dacă cineva îl va mărturisi pe Iisus Hristos, pe Domnul că este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: E în vârstă, întrebați-l pe el. Deci l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este păcătos. A răspuns deci acela și a zis: Dacă este păcătos, nu știu. Un lucru știu, că am fost orb și acum văd. Deci i-au zis: Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?
Le-a răspuns: acum v-am spus și n-ați auzit. De ce vreți să mai auziți odată? Nu cumva vreți și voi să vă faceți ucenicii lui? Iar ei l-au ocărât și au zis: tu ești ucenic al aceluia. Noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, dar pe acesta nu știm de unde este. A răspuns omul și le-a zis: într-o aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este și el mi-a deschis ochii. Noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, iar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și îi face voia, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. De n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Au răspuns și i-au zis: păi de-a întregul în păcate te-ai născut și tu ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Și a auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l i-au zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns zicând: și cine este, Doamne, ca să cred în El? Și Iisus i-a zis: l-ai și văzut. Și cel care vorbește cu tine, cel care vorbește cu tine este acum, acela este. Iar el a zis: cred, Doamne, și i s-a închinat. Și Iisus a zis: prejudecat am venit în lumea aceasta, pentru ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să fie orbi. Au auzit unii acestea dintre farisei, care erau cu el și au zis: nu cumva și noi suntem orbi? Iisus le-a zis: dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, păcatul vostru rămâne. Rămâne asupra voastră. Dumnezeului nostru stavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată ce frumoasă relatare. Aceasta este una dintre cele mai frumoase pasaje evanghelice cu vindecarea orbului din naștere, în care acest orb, sau care a fost orb din naștere, într-adevăr, dar avea lumină în suflet, s-a învrednicit să-L vadă pe Fiul lui Dumnezeu, să-L vadă în lumină atunci când, după ce a văzut pentru prima oară natura creată, s-a bucurat și Domnul a întrebat: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu sau ai crede tu în Fiul lui Dumnezeu dacă l-ai vedea, ar veni acum și ar sta în fața ta? Iar el i-a zis: cine este, Doamne, ca să cred în El? Și Domnul i-a zis: iată-L, eu sunt, cel care vorbește cu tine, acela este. Și atunci l-a spus: cred, Doamne, s-a închinat el. Și spune părintele Nicolae Steinhardt că fericit acest orb, fericit a fost acest orb că s-a învrednicit să-L vadă pe Hristos Dumnezeu în lumină, așa cum l-au văzut Sfinții Apostoli pe Tabor, Sfinții Apostoli Petru, Ioan și Iacob pe muntele Tabor, datorită credinței și curăției inimii Lui. Dumnezeului nostru slavă acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.